Ieri, polițiștii din cadrul serviciului rutier au depistat în trafic un bărbat de 23 de ani din localitatea Prunișor, în timp ce conducea un autoturism pe DN6 după ce a consumat băuturi alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 0,99 de miligrame la litru de alcool pur în aerul expirat. Tânărului au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. În data de 11.08.2021, polițiști ai biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu-Severin au depistat în trafic un bărbat de 22 de ani din localitatea Prunișor, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiu, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, iar ca urmare a rezultatului, acesta a fost condus la unitate medicală în vederea prelevării de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Ca urmare a baterilor constatate, au fost aplicate un număr de 44 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 27.000 de lei. Au fost reținute în vederea suspendării două permise de conducere și au fost retrase două certificate de înmatriculare. Dintre acestea, 7 contravenții au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză și una pentru conducerea sub influența alcoolului.